În episodul de astăzi o să aflați ce conține Grimace Shake de la McDonald's. Da, fraților, ați auzit bine. Astăzi o să aflați adevărul despre shake-ul care a făcut furor pe TikTok și totodată cred că îl pot numi cel mai creepy shake de la ora actuală, fraților. Probabil dacă aveți TikTok-ul instalat, ați auzit în ultimele zile de acest Grimace Shake, care este ceva shake nou de la McDonald's, care are ingredientele secrete. Iar eu astăzi, fraților, voi reacționa la 3 filme horror despre shake-ul ăsta ca să vedem dacă putem afla informații noi despre el sau nu. Haideți să vedem, let's go, sunt chiar foarte interesant. Despre asta este vorba, Grimace Birthday. Este ceva monstru mov și shake-ul e la fel mov și că dacă îl bei, mori. O să vedeți, o să arăt acum filmări cu oameni care au murit când au băgat shake-ul. Ok, deci fata asta i-a dat mesajul lui Gagicăsu și i-a zis, adică, da, băresc că lui Gagicăsu, și i-a zis că ți-am luat un shake, babe, și l-am pus în frigider și mi-a zis mulțumesc. Și acum vrea să afle de ce toată lumea e atât de hype-uită pe shake-ul ăsta. Gen, ce se întâmplă? Uitați-vă. Și că dacă îl bei, fraților, mori. Sau dispari. E nebunie cu shake-ul ăsta. Ok, ci că e bun shake-ul. Bravo, soră mea. Ok. Oh my god. Bă, eu nu înțeleg de ce-l mai bea lumea, man. Grimace Shake. Bro! Sora mea, da... În fine. Știai despre ce e hype-ul? Știai că se întâmplă asta dacă îl bei? De ce l-ai mai băut? Oh my god, a venit și Gagicăsu? Păi stai, bă, face-o, și Gagicăsu nu o să găsească gen pe ea moartă. Oh, nu găsește pe ea, găsește doar shake-ul. Ha, uite. Bă, uite, frățiorul! Bă, frățiorul! Oh my god! Nu o vede, frățiorul, că a fost întuneric. Bă, nu fă greșeala asta. Ok. Hey, did I leave my phone charging in your car? Ok, Ryan îl întreabă dacă și-a lăsat încărcătorul la el în mașină. Ryan probabil e colegul unde se duce, cu care se duce la sală. Că au zis că a venit de la sală. E gym bro-ului. Ci că nu sunt sigur, dar o să verific. Iar o să-i dea mesaj ăla. Acum îl sună, bro. Ba, mă, lasă-l, bă, să cerce Grimace Shake. Hello? Hello, ci că, man, l-ai găsit? Tocmai ce mi-ai dat mesaj. Ci că poți să te duci să vezi dacă e acolo? Și că sunt în momentul de față la cum ești, la magazin și trebuie să mă duc să văd dacă o să trebuiască să cumpăr unul nou. Du-te și spune dacă l-am uitat la tine în mașină sau nu, încărcătorul. Bravo. Lasă Grimace Shake-ul acolo, fraților. Nu, no, nu-l văd. Și că mulțumesc foarte mult că te-ai uitat. Pretty good. Oh my god, bă, frățiorul, man. Dar la tot se întâmplă așa, bro. Mamă, uitați-vă, vomită. Vomită chestie mov. Ai grijă, frățiorul, bă, cine te-a pus, bă, să încerci aici, că ești nebun? Ai grijă! Bă, ăsta că mai bea, what? Voi ați văzut, fraților? Asta i s-a întâmplat și i s-a întâmplat și el încă a încercat să bea, men. Ai grijă, frățiorul. We now have reports pouring in from across the nation. Oh my god, și acum a dat la știri, fraților, cu shake-ul ăsta. Ia. Uite, bă, pompieri care au mâncat shake-ul. Bro! Oh my. Oh my god! Fraților! Oh my god, deși ne mănâncă și ei cum moare! Bro! Bro! Healthcare specialist, a warning everyone. Do not drink the shake. Și toți specialiștii
Da, ne informează să nu bem shake-ul. Stai niște, frățiorul, nu o să încerc. Următorul film horror la care ne vom uita se numește Grimace the Menace. Hai să vedem. Ok, deci asta este o vlogăriță care și ea încearcă shake-ul. Grimace. Hai să vedem care-i treaba cu shake-ul ăsta. Ok, deci știi că este ziua lui Grimace. Că scria pe el Grimace Birthday. Face 52 de ani, cică. Uite, ăla e gagicăsul și cred că face mișto de ea. Asta e supărată că a venit gagica sub cadru? Cică, ce faci astăzi? Cică, doar făceam un vlog? Vlog? A vlog? A vlog? Da, Edward, făceam un vlog. Cică, ca toți streamerii? Ce atât de amuzant? Bro, a zis că nu-i destul de târziu să faci un vlog. Și gen, ea se referea târziu că uite că afară încă-i soare. Dar nu, el se referea la faptul că băi, sora mea, ai o vârstă asta, fac copii din clasa, din școala generală. Really? Yeah, really. Please. What's this? Oh my god, faci să-și bate joc de ea. Can you not? What? You're being a jerk, that's what. Ești un nesimțit. Ceva timp mai târziu. Oh my god, fraților. Ok, deci acum ăla care a luat băutura, ci că asta s-a ascuns undeva, ci că e foarte, foarte nervos și tot vorbește despre băutură. Bro. Oh my god. I mean, it was the most delightful thing that I've ever experienced in my entire life. Ci că este cea mai nașpa chestie pe care am experimentat-o în viața mea. Bro, ce se întâmplă? Ba nu, ci că îi place cel mai mult. Îi place shake-ul, bro. Ci că ce combinație extravagantă. Așa face de când a luat shake-ul, fraților. Daisy! O caută, bă, uite-ți-vă la el. Uite-ți-vă la el. Bă, frățul, pleacă de aici. Daisy? Dragă? Pleacă-mă de aici. Pleacă, bro, de aici. Mama, a lăsat ușa deschisă. Nu închide ușa, sora mea. Nu! O să fie prinsă. Bă, uitați-vă, e shake pe jos, bă, e shake peste tot. Edward? Edward? Fraților, mă sperie ce se întâmplă în momentul de față. Edward? Bro, ce se întâmplă, fraților? Oh my god, uitați-vă la el cum arată după ce a mâncat shake-ul. A băut shake-ul. S-a închis ușa și asta s-a trezit. V-am spus. Ma! Și acum numai el face vlogul. Ba nu, uite-o pe ea. Vreau să încerci asta, mama acum mă obligă să fac asta. Frate, băi, prea ciudat. Vreau să încerci chestia asta. Băi, prea ciudat, Grimace shake ăsta. Vreau să încerci, bă, calmează-te că o să încerce, calmează-te, frățiorul. Vreau să încerci. Băi, asta nu înțelege, o să încerce. Calmează-te. Happy birthday, Grimace. La mulți ani, Grimace. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Bro, zice happy birthday to me.
Adică Grimms l-a posedat pe ăsta sau ce vrea să zică? La mulți ani, dragă Grimms. Bro. Iar ultimul film horror la care vom reacționa se numește The Grimms Shake, așa normal. Și la început zice, please turn off your lights, închide luminile. Eu le-am cam închis. Hai să vedem despre ce e vorba. Mi se pare așa ciudat. Bateria moare destul de rapid. Ah, cred că ăștia iară se filmează cum încearcă shake-ul, nu? La mulți ani, Grimms. Acum ai făcut 52 de ani. Cheers! Guys, we should do it in like the forest. A trebuit să o facem în pădure, să mâncăm, să bem un shake în pădure. Bravo, sora mea, băi. The Grimms Horror. What's it made of anyway? No one knows. Ci că nimeni nu știe din ce e făcut. Actually, there's a blueberry shortage right now. Look it up. Ok. Ingredientele lui Grimms, lumii și cu asta nu sunt cunoscute. What is the best thing this video is going to be done for the Alexander Titan YouTube channel? Don't try this at home. Nu încerca chestia asta acasă, bro. Stai niște frățioară cum nu încercam eu Grimms Shake. Uno, doi, trei. Happy birthday, Grimms. La mulți ani, Grimms. Hey, Jen. You have something on your nose. Ai ceva la nasul tău. Bro, ieși shake. Ce s-a întâmplat? Bro, fraților. Asta a băut shake-ul lui Grimms și a ajuns așa. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia, fraților? Bro. I'm glad you get to capture how extra everyone's being. Ah, zice că toată lumea e extra, adică toată lumea face mișto. Asta nu crede. A drink, Jen. Don't crash out. Și că Jen nu mai face așa. Ea crede, fraților, că ăștia fac caterincă, Jen. Și că este doar o băutură simplă. O simplă băutură. O să mă duc să-l găsesc pe Reed. Reed cred că e ăla, fraților. Ah! Sora mea, poți să pleci? Te rog? Și că poți să văd ce a făcut cu clienții lui. Le-a furat milkshake-urile. Bro, a vomitat! Băi, ce e neregulă cu oamenii ăștia, frate? Bă, mă simt foarte inconfortabil. Bro, băi, frate, nu sunt deloc curios. Unde te duci? Bro. Oh my god, ce s-a întâmplat, fraților? Ai luat pătura de picnic? Ce că se suspectează că este coacă zi și vanilie. According to some sources, there's a blueberry shortage in America. Frățiorul, fugi departe. Fugi departe de locul ăsta că nu o să se aducă bine dacă stai aici. Bro, plecați de aici. What? What? Oh my god, frate, bă, ăștia devin dependenți de shake-ul ăsta.
Not everyone needs to be alive, Alex. Nu toată lumea trebuie să fie în viață, Alex, ba da! Fugi, frățior, oh my god, ești mort. Uite pe Grimace. Frațior, e prea ceva bine cu ăsta, nu vreau să mă opresc. Nu mai vreau să mă lași ceva. Hell is her. Happy birthday, Grimace. Fraților, nu mă uit la așa ceva în viața mea. Băie și fete, am o întrebare. A mai auzit cineva ceva în ultimul timp de creatura Momo? Pentru că dacă stau să mă gândesc, fraților, de aproximativ un an de zile, parcă Momo a dispărut de tot de pe YouTube. Adică nu știu dacă știți, însă în ultimul timp se făceau foarte multe filme horror cu Momo. Știu că era și o serie care avea vreo 7 sau 8 episoade și erau niște personaje foarte, foarte interesante. Știu că la un moment dat s-au făcut și aplicații, s-au făcut și jocuri cu această creatură, însă am stat și m-am gândit și de aproximativ un an de zile nu a mai apărut absolut nimica și tocmai de aceea, fraților, am fost foarte surprins să văd că Momo a revenit. Avem un nou film horror cu Momo care a fost postat acum 2 zile și care are 7000 de vizualizări, deci 100% nu l-ați mai văzut până acum, așa că haideți să vedem care-i treaba, pentru că sunt foarte curios să văd cum a revenit Momo. E mai horror ca înainte, e mai puțin horror? Hai să vedem. Ok, deci la băiatul ăsta sună ceva. I'm coming. Acum vin. Ok, deci băiatul ăsta locuiește într-un garaj. Nu știu de ce îmi dă instant senzație de film horror cu Momo, că apare Momo undeva în spate la garaj. Ok. Avem aici o livrare pentru Maple Mortec. Yeah. Semnează aici. Ok, s-a dus o cutie, bro. Ce-s astea? Ci că chestia asta nu arată ok. Ok, deși că zice că cutia asta 100% e o greșeală. 100% cutia asta nu trebuia să fie aici. Aia nu mai e problema mea, ci că tu ai primit asta. Ce o să fac cu tine? Ce o să fac cu chestia asta? Nu știu. Ok, băi, și fete, deci a primit cutia asta. El credea că primește ceva pentru muncă, dar n-a primit ceva pentru muncă. A primit cutia. Oh, shit, ok. Eu chiar m-aș panica dacă aș vedea o cutie de asta. Bă, voi vedeți, face oricare o tonă de semne ciudate scrise? În ce limbă, Doamne ferește, sunt semnele alea, bro? Asta e foarte ciudat. Hai să mergem mai departe. Oare ce scrie acolo, bro? 100% e... Eu cred că e o limbă, nu cred că spuse la mișto. E ora 10. Bro, uitați-vă, are și semnul ăla de radiație. Ok, acolo scrie categoria tulpa. A, că a zis la ceva de tulpa. Bă, ce e asta, bro? Fă ceva cu chestia asta, frățioro. Oh my god! Oh my god, băi, și fete, în cutie e Momo? Cred că e Momo în cutie. Se aude cineva care zgârie dinăuntru cutiei. Se aude un scratching from inside the crate, cum zice aici. Holy shit, ok, asta nu poate să fie bine. Hiya, did some customer order an animal? Ok, deci Kevin îl cheamă pe băiatul ăsta și l-a sunat pe Haya și i-a zis că cică un client de-al nostru a comandat un animal sau ceva de genul. Ok, deci nu i-a răspuns și face cică a venit ceva comandă și te rog să mă suni înapoi. Oh my god, ok, a țipat cutia, băi și fete. Joacă-o pe asta, țipă cutia, ce faci? Hello? Hello? Oh my god, frățiorul nu face asta greșeală. Bă, el până la urmă probabil vrea să ajute. Adică dacă ai auzit un țipă dintr-o cutie de asta, te gândi că e un om acolo și vrea să-l ajuți. Dar se pare că nu e. Oh my god, sorry. Ok, bun, deci frate, să fii ceva, am zis eu, ăsta vrea să ajute. A zis că stai puțin că o să aduc un de la să deșurubez. Bro, ce s-a întâmplat?
Au dispărut semnele cu tulpa? Oh my god, iese Momo direct din asta. Ok, a luat aia. Holy shit. Ok, frățioro, cred că acum eu zic să renunț la ideea de a ajuta pe cineva. Eu zic să te ajut pe tine. Asta-i sfatul meu. Holy shit, ok. Are you okay? Ești ok? Nu prea pare. Are you hurt? Ești rănită? Vrea să-i dea de mâncare, băi, ești prost. Ok, băi, el, fraților, crede că e o femeie neajutorată. Vrei să mănânci ceva? Asta e prea prost. Opa, că ia! Bravo, soră mea! Bravo! Bagă la ghiozdan. Oh my god, și cred că mănâncă cu tot cu staniol și o să zică, băi, asta e ce-i neregulă cu persoana asta. Help yourself. Cred că iară mănâncă cu tot cu cratiță. Uitați-vă, băi, și vedea. Oh my god, bro, mănâncă cu... No. Holy shit. Oh my god, fugi, frățiorul. Mamă, uitați-vă la ea. Ah, da, ok, bun, ți-a luat o rangă. 100% asta o să te apere de monstru. Momo, bravo, frățiorul, ai gândit-o foarte bine. Holy shit. Mamă, ce ciudat arată, bro. Mamă, dar are forță momoa noastră. Oh, nu, dar arată pe altă parte, băi. Fuși, frățioru, holy shit. Ah, n-ai timp, n-are timp, băi, fete. N-are timp să intre mașina, după părerea mea. Eu zic că n-are timp. No, ți-am zis că n-are timp, eram sigur! Ah, nu, e mort, aici e mort, băi, și fete, nu mai ce să facă. S-a dus. Oh my god, a venit ăsta, ăla pe care l-a sunat. Jesus. Oh shit, și era și Momo acolo. Acum că toți suntem aici, băi și fete, vreau să vă zic că s-a mai lansat un film horror care a fost lansat acum o zi și sunt chiar foarte curios să reacționez și la ăsta, că e tot cu un monstru ca și cum ar fi Momo, Crawl Space Short Horror Film. Hai să vedem care e treaba. Bă, sincer să vă spun, fraților, filmul ăla cu Momo mi s-a părut super horror, dar nu prea a avut jumpscare-uri. Sunt curios dacă ăsta o să aibă. Se numește Crawl Space, adică spațiu așa înghesuit. Megan, ai găsit decorațiune de Halloween. Ok, deci maica s-a pleacă de acasă și ea trebuie să ia ăsta. Trebuie să ia ceva decorațiuni, ceva luminițe. Nu știu dacă este o idee bună, soră mea.
Aoleo, mamă, e cineva aici 100%, bro. E cineva aici 100%, nu mă minți. Băi, cineva acolo. Oh, shit. Eu nu cred că se va întâmpla ceva bine, băi, și fete, fie vorba între noi. Eu, ce e aici, bro? Ce s-a întâmplat? Eu, oh my god, cineva a locuit aici. Holy shit, cineva locuiește aici. Bă, băi, și fete, cineva locuiește aici. Bă, voi vedeți că a mâncat, a făcut toate alea. Cineva locuiește aici, bro. Aoleu. Sau, bă, dar ea nu părea prea mirată. Poate nu locuiește nimeni. Și așa e acolo. Poate mai locuiește unul din casă la ceva tip acolo. E o distracție de-a lui. Oh my god, e cineva acolo, bro, pe bune. Îndreaptă cineva, sora mea. Bă, uitați-vă la ăla! Bă, ce față avea ăla! Nu știu dacă l-ați văzut pe face-cam-ul meu, dar se uita foarte urât. Sora mea e la acolo. A, ok, trebuie să ia becul ăsta pentru Halloween. A, ba nu, să-l schimbe. Uite, bă, ăla care se uite, bă, e un ciudat aici. Care locuiește aici. Oh, no, 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 no. Bravo, în spatele ei. Uite, a luat asta de Halloween și pleacă. Oh, no. Și-a dat și ea seama că e ceva suspect. Ați văzut că a încercat să fugă. Suntem morți. Bă, cine e regulă cu ciudatul ăsta? Aici s-a terminat, băi și fete. Scrieți la comentarii dacă filmul horror cu Momo vi s-a părut horror sau nu. Băi și fete, astăzi ne vom uita la Life of Luxury 2. Ei bine, frați și surori, acesta este un episod special pentru toți fanii Life of Luxury. Nu o să vă vine să credeți ce filmuleț am găsit pe YouTube. Ei bine, fraților, chiar acum în fața voastră se află primul episod din Life of Luxury 2. Mai exact, este vorba despre acești doi băieți care fac fix aceeași chestie ca și Parker și Chester. Și după cum vedeți, boys, videoclipul a fost postat acum 6 zile și este vorba, deci ăștia doi sunt chemați de către o fată de 19 ani pe nume Emma și o să se ducă la ea acasă, o să pună cameră și o să facă fix ca și la Life of Luxury. Deoarece, fiți atenți, boys, și i s-a întâmplat lui Emma asta, sora ei s-a dus noaptea în pădure și când a venit înapoi, boys, a arătat la fel ca Momo, pentru că așa se numește și titlul, Her Sister Looks Like Momo, adică ora ei arată ca și Momo. Deci o combinație între Life of Luxury și Momo. Mie mi se pare un episod super, super mișto la care merită să ne uităm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem reacții și desigur când va apărea un nou episod de la Life of Luxury, eu o să fac o reacție. Să mă vetan mult, să cereți bani, să mai faci reacție. Nu mai postează, băieții postează o dată la 2-3 luni. E destul de greu să faci un episod ăla și când o să apară, o să fac foarte, foarte simplu. Și uite, dar până atunci uităm la clipul ăsta pentru că, bă, e exact aceeași chestie. Hai să vedem, sunt chiar foarte curios ce o să se întâmple și până la urmă cum arată sora asta care zice că seamănă cu Momo. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Ok.
She was acting really weird. Bun, deci v-am zis, după cum a zis, e vorba despre o fată de 19 ani pe nume Emma, i-a dat e-mailul băiatul ăsta și a zis că și că sora ei s-a dus, a alergat în pădure și când a revenit înapoi, bă, se comporta foarte, foarte ciudat. Her skin didn't fit properly. She heard this weird sound scratching coming from her room at night. Și că pielea ei era foarte, foarte ciudată, parcă nu mai încăpea în pielea ei și noaptea auzea sunete super ciudate din camera ei, gen auzea zgârieturi și foarte multe chestii. And, she doesn't like the lights being turned on. So she... Și sora sa gen detestă să îi se aprindă lumina, adică gen, ok. Și ne-a întrebat dacă putem să o ajutăm. Să vedem ce nu e în regulă cu sora ei. Hai să vedem. She seemed really worried, so we might as well just go and check it out. If it goes viral and makes for a good video, then... Ok, boss, voi fiți atenți, deci bă, sunt efectiv Parker și Chester, pentru că băiatul ăsta e ofticat, zice, da mă, acum mergem și ajutăm pe toată lumea, noi ne riscăm viețile pentru niște videoclipuri de pe YouTube, știi ce zic, și ăsta vrea într-adevăr să o ajute pe fata aia cu sora ei, însă ăsta zice că, mamă, eu nu mai aș duce, că ce se întâmplă dacă e toate chestiile astea, știi? E fix ca și Parker și Chester, bun, hai să vedem, acum ajung la ea acasă. Let's go. Ok, au ajuns la ea acasă. Mama, ok, au ajuns la ea acasă. Aici am ajuns, spune. Suntem pregătiți? No. Bun, a deschis. Hi, Emma. Salut, Emma. I'm Jacob. You sent me the email. Sunt Jacob, mi-ai trimis acel e-mail? Can we come in? Puteți să intrăm înăuntru? Uiteți-vă la Emma, boys, e destul de ciudată. Da. Puteți să intrați, dar trebuie să faceți liniște. Vă rog să nu o treziți. Suntem aici să te ajutăm. Bro, destul de ciudat se comportă fata aia. Ok, asta se comportă destul de ciudat. Foarte ciudat chiar. Uitați-vă la ea. Și că mulțumesc că ai ales să vorbești cu noi. Acum o să-i pun întrebări, cred. Și că ai fost destul de așa seacă în e-mail, nu prea ne-ai dat foarte multe detalii. Poți să ne zici mai multe despre ce se întâmplă cu sora ta? Ok, boys, zice că acum două nopți, sora ei s-a uitat pe geam și a văzut o chestie în pădure, a început să fugă după chestia aia, ea a țipat și a zis, bă, vino aici înapoi, s-a dus în pădure și n-a mai găsit-o pe sora ei. Ce? Și că eram foarte îngrijorată că a fugit de acasă. După mi-am auzit ușa. Și după am auzit ușa, după câtva timp, am auzit ușa, nici măcar nu m-a salutat sau ceva de genul și s-a dus înapoi în camera ei. What? De ce crezi că se comportă așa? Nu știu. Mamă, boys, și că a intrat o singură dată în camera ei și când a intrat se holba așa foarte ciudat la ea. Îmi pare rău, Emma. Arată foarte brutal. Mamă, deci vedeți, ăsta e fix ca și Chester. Vrea să o dea înapoi, boys, vrea să plece neapărat. A zis că, cica, da, mă, Emma, foarte nașpa ce ți se întâmplă, dar până la urmă ce treabă are cu noi, adică nu putem să plecăm acasă. Nu știu. Ce întrebare e de asta? Mă, asta se nervează cam rapid, boys. O, ăla a întrebat dacă crede că ceva din pădure sau ceva de genul a încercat să o sperie și a rănit-o sau ceva de genul și ea zice că nu e ceva în regulă cu... e ceva în regulă cu corpul ei. Și că deoarece...
oasele ei ies din piele, boys, adică ciudat, rău de tot. Și că, ok, asta, cred că ăsta îi place de Emma, hai să vedem, și că poți să duci la sora ta. Da, hai să mergem la ea. Te rog, lasă-mă pace. Ok, nu ăsta e cam place, băiatul ăsta nu prea e, nu prea e de aici cu horrorul, cu alea, el sora cu... N-are nicio treabă. Și că cineva se întâmplă, hai să vedem. Acum merg în camera lui sora sa, lui sora ei. O să intre înăuntru, hai să vedem. Asta e camera ei? Hai să vedem. Mamă, bro, bă, voi vedeți ce s-a panicat asta. Asta a zis că cică, ăsta e dormitorul ei, o să aprind lumina. Și i-a dat așa rapid, nu aprinde lumina. Știți că a zis la început că nu-i place să aibă lumina aprinsă. Și că data trecută când am aprins lumina, a încercat să mă muște. What? Uitați înăuntru. Bă, asta e baia. Unde e ea? Oh! Bro, what? Camera ei e baia? Asta e o baie. Uitați-o acolo, jos. Molly o cheamă. Știu un câine pe Molly. Molly, bă. Ești ok? Suntem aici să te ajutăm, pleacă. Bă, voi vedeți ce tremura în mijlocul băii. Mamă, e ciudat rău de tot. Și că crezi că are ceva, e ceva neregulă la ea? Da, băi, ești terminată, normal că e ceva. Ceva ce nu-i bine la soră ta, e 100%, ce întrebare e asta? Ok. Ok, cică, o să te ajute și pe sora ta. Asta îi place de Emma, uite-te la Emma. Ok, acum o să pună camerele, boys. Hai să pună camere. Cică, nu știu ce ne am văzut. Și că cine mai puteam să facem cu chestia aia? Trebuia să filmăm chestia aia? Sunt foarte speriat, bro. Ok, boys, le dă $100 ca să facă chestia asta, gen. Investigația asta paranormală cu camere și toate chestia asta costă $100. Și de-aia fac ei chestia asta. Nu știu, frații mei, dacă merită, adică probabil să muriți, nu știu dacă merită. Hai să vedem aici. A uitat camera lui Emma. Ok, Emma doarme. Bă. Bă, băiți. Bă, voi vedeți aia? Bă, are un tablou cu Momo. Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă aici. Sau numai mie mi se pare, nu mi se pare, imposibil. Ok, ciudat, ciudat. Are un tablou cu Momo. Uite, și pune camerele. Da, mă, uitați-vă în stânga, uitați-vă. 100% era tablou, l-am văzut. Uite, pune camere peste tot. Ok, să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Chica s-a dus înapoi la mașină. S-a dus la mașină, boys. Okay, după ce au pus camerele. Nu merg ca la Life of Luxury cu... Stau să doarmă și înăuntru. Chica o să se uite chiar acum pe filmare ca să vadă care-i treaba cu asta lui Emma. Cu sora lui Emma. Hai să vedem. It looks like Emma's still sleeping. Emma încă doarme. Asta e prima cameră, o vedeți pe Emma cum doarme. Asta e camera 3. Cu asta și asta e camera 2. Sunt 3 camere total, 3 camere, boys. Hopa, hopa, ce face asta? S-a ridicat, boys, bă. Bro, uitați-vă cum arată. Bro, arată exact ca și Momo. Se duce la camera lui Emma, bă, se târăște pe jos. What? Ce-i asta, bro? Se târăște pe jos, voi vedeți?
Bă, se târăște pe jos, bro. Uitați-vă la ea. Bă, arată exact ca și... Mă, uitați-vă la ea. Emma can get hurt or something. Și că Emma poate să, gen Emma poate să fie rănită. Bro, we should, we need to help. A trebuit să vă duceți, frățiorii, că ce vă uitați pe cameră cu o mână ca asta pe Emma sau ce faceți? Bun, deci uitați-o pe Emma. Mama, ajuns la ea în cameră, ajuns la ea în cameră. De ce stă așa? Dude, we gotta go. Trebuie să mergem acolo. Trebuie să mergem acolo neapărat. Bro! Mamă, mă țin pe Emma, duceți-vă, duceți-vă rapid. Duceți-vă rapid, bro. Emma, Emma, Emma. Unde e Emma? Nu știu unde e. Boys, unde e Molly? Uite-o. Emma, trebuie să plecăm. Zice, aia nu e sora ta 100%. Plecați. Trebuie să plecați. Trebuie să plecați neapărat. Pleacă de aici. Pleacă, pleacă, fugi. Bro. După am sunat imediat la poliție, spun ăștia. Și sora lui Emma nu a putut fi găsită. Cote... Ci că să contactezi autoritățile dacă vezi acea creatură în casa ta. Mamă, și aici s-a terminat videoclipul. Mamă, boys, pe bune! Life of Luxury 2. Deci, n-are cum să nu vă fi plăcut această reacție. Mi s-a părut foarte, foarte mișto. Ei bine, fraților, eu am fost Marusian cu cam atât a fost cu acest episod. Scrieți la comentarii dacă mă vreți să fac reacții creepy și ne vom vedea curând cu episodul noi. Vă urez o seară minunată, v-am pa pe toți, weekend plăcut, pa, pa!